Salutare copii! Astăzi mergem la delfina să-i dăm un delfin mâncare. Mergem să le dăm mâncare, să vedem dacă ne dau voie acum, nu știu dacă se mai poate. Dar mergem să vedem spectacolul și să vă arătăm spectacolul, cât de frumos este. Pentru că acum sunt 4 delfini, tati, sau 5, cât erau, nu mai știu. Sunt 6, pentru că din Ucraina, da. Și cu 2 din România, sunt 4 delfini veniți din Ucraina și 2 din Constanța, din România. Și fac un spectacol foarte, foarte interesant și foarte frumos. Da, și mie o să-mi placă. Știm că ție îți place, că ai mai fost acolo. Da, de mai multe ori. Exact. Și acum le arătăm și prietenilor noștri. Da, da. Trebuie să închidem ușa. Da, da. Este papagaliara? Da, uite, mă. Fac piu-piu. Chivi al tău e la acasă, în colivie. Uite ce mari sunt. Este papagalul Lara. Mare verișoara ta. Uite-l aici, mami. Te-ai supărat? Și tot supăratul ăsta cine e? E papagalul cântător, așa se numește. Vrei să vezi? Mergem, stai un pic. Alo! Ce strigi, alo? Alo! Alo! Ce faci?
cocoșei. Ce ne dau găinile mama? Bravo, mama! Bravo, iubire! Și cărniță, da? Cum să nu? Din această specie a făcut parte Harley, primul nostru delfin, care a fost prezentat în 72. V-am rugat să nu mâncați floricele, doamna Blocă. Se aude? V-am rugat să nu mâncați nimic în sală.
ajungem acasă, băieții au făcut poze cu delfinii și cu lei de mare, de fapt leu de mare. Și acum plecăm acasă, gata. Se închide, toată lumea trebuie să odihnească și ne îndreptăm către mașină. Vă pupăm, vă așteptăm pe data viitoare. Nu uitați să vă abonați, să dați like și subscribe la aventurile lui Eddie. Vă pupăm!